impact violent la intersecția străzilor Ceucar și Socoleni din cartierul Poșta Veche al Capitalei, o ambulanță care, potrivit martorilor, circula cu girofarul pornit, a fost izbită de un automobil Nissan ce nu i-ar fi acordat prioritate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Accidentul s-a produs la doar câteva sute de metri distanță de adresa la care doctorii urmau să acorde ajutor medical unui copil. Șoferul ambulanței spune că impactul a fost inevitabil deoarece bărbatul aflat la volanul automobilului Nissan ar fi ignorat sirena și nu i-ar fi acordat prioritate. Toate mașinile din partea asta s-au oprit. Dar el se nefie din rândul drept și zici că nu auzit, că sirena e ca va pun și urlă ca nu știu și. Șoferul cu pricina a refuzat să vorbească cu echipa Jurnal TV. Martorii confirmă însă că ambulanța avea sirena pornită. Sinalii slâșala, atuda, scorea, ca всегда, sinalile, очень хорошо, а это... Când au văzut faptul, уже все. Sirena vine cum din cap și ala deschis, tot frumușel, dar el nu i-a dat drumul. Aici la salvare nu-i vinovat. Oamenii legii investigează circumstanțele în care s-a produs accidentul. Cine se face vinovat, urmează să stabilim parcurs. Trece și testarea alcoscopică, după care investiga cauza propriu-zis, cine se face vinovat. Șoferul care va fi găsit vinovat riscă o amendă de până la 1000 de lei și 6 puncte de penalizare.